Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. O veste bună pentru unii, o veste extrem de proastă pentru alții, doamnelor și domnilor. Astăzi, Curtea Constituțională a spus așa, legea antifumat este constituțională. Prin urmare, ea se va aplica peste câteva săptămâni, din calculele noastre, undeva pe la mijlocul lunii februarie, nu vreau să greșesc, dar peste câteva săptămâni. Sunt convins că este o lege care a creat multe dispute în societate. Vom începe această emisiune vorbind despre legea antifumat, dacă este bună sau nu. Pe parcursul emisiunii discutăm și despre dependența de droguri, de substanțe interzise. Cei de la Centrul Antidrog au prezentat acum câteva zile un raport, raportul pe anul 2015. O să vedeți despre ce este vorba acolo și o să aflați și informații utile. Dacă, Doamne ferește, aveți pe cineva în această situație, un consumator de substanțe interzise, vă rog să vă uitați, veți afla cum îl puteți ajuta, vă spun de pe acum, este gratuit. Domnul comisar Marius Cristian Oprișan, alături de noi, șeful Centrului Regional Antidrog, am prescurtat, da? Denumirea dragă este? Comisar șef. Comisar șef. Denumirea dragă este Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog. Bun, discutăm în această emisiune despre bilanțul dumneavoastră pe anul 2015, dar în bilanț, uitându-mă pe el, domnule comisar, am observat așa că fumatul este partea preocupărilor dumneavoastră. Vreau să vă întreb așa, și în calitatea dumneavoastră de șef al acestui centru, dar și în calitate de persoană care iese cu copilul într-un restaurant, de exemplu. Cum vi se pare această lege care va intra iată în vigoare? Nu vom mai avea voie să fumăm în niciun spațiu închis. Aș vrea să completez. Consumul de tutun, alcool și droguri se află în atenția noastră. Corect, da. În ceea ce privește noua lege, care, iată, astăzi a fost declarată de Curtea Constituțională ca și constituțională pe 2 sau 3 articole. Chestiuni tehnice nu intrăm în ele, legea se va aplica. Eu zic că este o lege foarte bună, o lege așteptată de mult, deci iată că ne aliniem și noi legislației europene, care este în vigoare de ceva vreme, de câțiva ani buni și nu face decât să vină în beneficiul nefumătorilor. Deci mai puțin în beneficiul fumătorilor cât al fumatului pasiv. Deci aici este marea problemă. Pentru că știți și dumneavoastră... Fumatul pasiv este problema, da? Fumatul pasiv, da. Ați fost și dumneavoastră în anumite... Stai să vă spun, dați-mi voie să vă spun. Ieri am fost într-un restaurant, știți că nu avem voie să dăm numele. În restaurantul ăsta era un spațiu bine delimitat pentru fumători. Erau închiși așa ca într-un acvariu. M-am dus acasă și miroseau hainele la fum. Eu stau la nefumători. Este incredibil. Așa este. Tocmai din acest motiv și această lege vine în sprijinul persoanelor care nu fumează. Deci este o lege foarte bună, așteptată de mult. Nu este bună pentru producătorii de tutun, evident. Da, dar asta e altă poveste. Cred eu că s-au opus. Dar 17... pentru sănătate este foarte bună. 17 țări din cele 28 ale Uniunii Europene interzic total fumatul în spații închise, se scrie astăzi presa centrală. Deci este un pas înainte. Deci un pas important înainte. Ați avut anul trecut și vom discuta despre asta mai multe acțiuni pe litoral, vara, în cluburi, dar ați fost și la balurile bobocilor. Le monitorizați de câțiva ani de zile. Se fumează, domnule Oprișan? Se fumează, din păcate. Și se fumează foarte mult. Se fumează și în mediul școlar. Deci în pauzele școlare, din păcate, sunt anumite instituții unde, dacă nu majoritatea, unde se fumează. Deci începând cu elevi de clasa 6-a, se fumează, în pauze în special. Mai spuneți-mi o dată, elevi de clasa a 6-a, începând de la clasa 6-a, 7-a, se fumează. De unde știți aceste lucruri? Le știți așa instituțional? Vă dați seama că din activitățile noastre nu avem cum să nu le știm. Dar cum fumează? Că bănuiesc că există, nu știu, camera de supraveghere, așa profesori. Este, în anumite instituții se iese din școală, din curtea școlii, se fumează în anumite scări de bloc. Deci metode sunt. Dar printr-o atenție acordată în special în pauze de către corpul didactic, se încearcă limitarea acestui fenomen, în special în școli. Bun, văd că aveți
mai mulți consumatori care au beneficiat de asistență în anul 2015 și pentru consumul de tutun și alcool. Pot să vă întreb ceva personal? Da, nu vă supărați, nu vă răspundeți. Dar când ați fost ultima dată cu familia, cu copilul într-un restaurant să mâncați? De obicei, evit din același motiv ca și dumneavoastră, ies dimineață pentru că începând cu orele prânzului și spre seară, nu pot să ieși cu un copil și n-aș vrea să generalizez, dar sunt anumite locații unde nu poți să mergi din cauza fumului. Cam toate, domnule președinte. Am văzut că unele au camere de locuri de fumat unde, care sunt despărțite așa de un perete imaginar. Imaginar. Da. Da. Am înțeles. Sperăm că îți duce mai des după ce va intra această lege în vigoare. Bun. Mulți dintre patronii acestor restaurante sau cluburi cred că prin această lege o să-și piardă clientela. Eu zic că nu, pentru că o să vină acea parte a... Eu, de exemplu, dumneavoastră, care, da, și alții ca nu, noi. Nu vrea să meargă într-un mediu viciat de tutun. Da. Deci eu zic că... N-o să-și piardă, ba din contră. Lumea a călătorit prin străinătate. Așa și dumneavoastră. Cum e prin alte țări? Se fumează? Nu se fumează? Nu se fumează. Deci nu se fumează clar. Am înțeles. În Italia, în Spania, deci nu nici vorba. Mai mult de atât, și sperăm și la noi să fie, inclusiv vânzarea acestor țigarete să nu se mai facă la teșghea sau la magazin, ci să se facă la automate speciale care prin scanarea codului de bare al cărții de identitate să nu-ți permită ție ca și minor să cumperi țigări. Automate pe care le putem vedea prin toată Europa. Prin toată Europa, da. Dacă lași pe cineva să vândă, e foarte probabil sau e posibil ca acel vânzător să aibă o înțelegere? Să... Păi, n-ați văzut, nu cred că este vânzător care să ceară un act de identitate cuiva atunci când sunt anumite dubii cu privire la vârstă. Cel puțin eu nu am văzut. N-am văzut nici eu, dar nici nu prea cumpăr țigări, așa că, de fapt, nu cumpăr deloc țigări. Bun. Interesant subiectul, îl vom urmări și noi și vom vedea dacă se aplică. Asta e important, să se aplice legea. Da. Sperăm, pentru că, exact cum a spus și dumneavoastră, amenzile sunt destul de mari. Și cred că își permit administratorii de instituții să încalce legea. Deci amenziile sunt pentru persoane juridice de 5.000 de lei la prima abatere, 10.000 și închiderea, suspendarea activității la a doua și se ajunge la 15.000 și sancționarea și suspendarea activității a treia dată, deci a treia oară. Cred că nu își permite nimeni astfel de amenzi. Noi vom monitoriza așa ca persoane fizice și ca jurnaliști ce se întâmplă. Dumneavoastră veți avea în vedere acest lucru, de exemplu, în această vară, mergeți la așa Balul Bobocilor. Eu vreau să vă spun, începând cu evenimentul din Clubul Colectiv, sunt niște modificări majore pe zona de, în special pe zona de cluburi. Și aici mă refer la atât la căile de ieșire în caz de urgență, da. Hidranții, apa care trebuie să aibă o anumită presiune, deci sunt niște modificări majore care, iată, vin în beneficiul clientului, în beneficiul siguranței clienților, care, colaborate și cu această interzicere a consumului de tutun în spații închise, nu face decât să închidă acest cerc al siguranței. Iată că și din punct de vedere al sănătății. Ce înseamnă, puteți să-mi spuneți, aceste măsuri, să-mi dați un exemplu? Adică ce, construiesc mai multe uși oamenii sau ce fac? Da, deci trebuie să aibă, în funcție de numărul de spațiu care îl ai, trebuie să ai un anumit număr de ieșiri de siguranță, un anumit număr de hidranți, la fel, cum v-am mai spus, apa din hidrant trebuie să aibă o anumită presiune. Deci la presiune, propriu să construiesc ușingul la clubul, la nu? La propriu, exact. Da, asta nu poate să fie decât bine. Bun, haideți să discutăm puțin despre bilanțul pe care l-ați prezentat, despre activitatea dumneavoastră, de fapt, în anul trecut. Bun, înțeleg că există o creștere destul de importantă, procentual este chiar extrem de importantă. Deci, practic, s-a dublat. Clienților, ca să le spun așa. Este, al beneficiarilor. La prima vedere, acest număr de această creștere
a consumatorilor care au accesat serviciile centrului nostru ar trebui să ne cumva să ne ridice niște semne de întrebare, să ne îngrijoreze. Bun, haideți să spunem și cifrele ca să știe oamenii. Da, deci dacă în 2014 numărul de beneficiari care accesau serviciile era undeva la 50-55 de persoane, iată că anul acesta avem 98 de consumatori care au accesat serviciile și 55 de aparținători, marea majoritate fiind membrii familiei. Dar vedeți dumneavoastră, cei care stați un pic, vă îngrijorează sau nu creșterea? Nu, pentru că cei care accesează aceste servicii nu s-au apucat acum de consum, ca să zicem că ei acum, deci ei au un istoric mai mult sau mai puțin îndelungat de consum, dacă vin și accesează serviciile noastre. Noi punem această creștere practic pe încrederea și pe siguranța care o dau serviciile noastre în a-i motiva să acceseze aceste servicii ale noastre de rezolvarea dependenței de droguri. Domnule comisar, sunt 98 de consumatori, da, la un județ cu câteva sute de mii de locuitori. Eu nu cred, da? Mă scuzați că vă spun, că sunt numai 98 de consumatori. Bineînțeles, în județul Constanța. Mi se pare mic numărul, din păcate. Sunt mult mai mulți. Sperăm ca cât mai mulți dintre cei care au probleme, da, să acceseze serviciile, în special serviciile noastre de rezolvare a dependenței de droguri, dar și al altor beneficiari din județul Constanța. Știți că între timp s-au deschis și alte centre de rezolvare a dependenței de droguri, dar ei pot merge chiar și la cabinetele psihologice private. Bun. De ce nu vin? Păi, atâta vreme cât se simt bine consumând acest drog, ei n-o să vină. Mai mult de atât, atunci când au chiar probleme serioase, și aici vă spun, când ajung pe secția de primiri urgențe, nu recunosc că sunt consumatori de droguri. Numai personalul de acolo își dă seama, fiind cu experiență, își dau seama că ei sunt consumatori și știu ce practice să le facă și să-i refere către secția de psihiatrie de la Palatul Mare. Noi, prin activitățile care le derulăm pe această linie, prin informarea în special a familiei, dar și a celor din mediul școlar, și aici mă refer la psihologii școlari și la cadrele didactice, ne dorim să informăm că atunci când aceștia au niște bănuieli, suspiciuni cu privire la anumite persoane care au inițiat consumul, să-i refere către serviciile noastre de rezolvare a dependenței de droguri. Cine are o mai mare importanță în atenționarea dumneavoastră sau a celor care se ocupă de aceste probleme? Familia, profesorii, sau este un mix între familie și profesori? Deci nu putem să spunem, se completează. Deci cele două se completează. Deci și familia are rolul ei și școala are rolul ei, bineînțeles. Eu știu așa, domnule comisar, că sunt mulți copii tineri, adolescenți care fumează, de exemplu, și nu le spun părinților. Sunt convins că cei care consumă substanțe interzise nu se vor duce să le spună: mamă, tată, așa astăzi este, am prizat ceva. Chiar avem un caz când ne-au sunat părinții și ne-au zis: domnule, am găsit o anumită substanță în buzunarul de la sacou și am așa o suspiciune că consumă un anumit drog. Ce să fac? Bun, ce fac părinții ca să-și dea seama? Fac pe detectivi, înțeleg, nu? Căutăm, da, practic în buzunară sau cum? Aici a fost un caz pentru că trebuia să-i spele, mă rog, haina. S-a întâmplat. Acum, dar între noi fie vorba, nu de nimeni, nu pare o idee foarte rea în astfel de cazuri dacă există suspiciuni. Deci, trebuie să ai un control asupra tânărului. Deci să știi în primul rând anturajul, să știi unde merge, cu cine merge. N-ar trebui să lipsească, fiind minor, să lipsească noaptea de acasă. Deci, într-un cuvânt, să fie supravegheat. Mergem mai departe. Să-i se ofere acea afecțiune și să fim atenți la aceste schimbări de comportament. Pentru că acestea ne pot da anumite indicii despre inițierea consumului de substanțe psihoactive. Din cei 98, câți provin aproximativ
din familii dezorganizate și câți din familii, să le spun, normale? Da, nu am făcut o statistică, bun, dar atunci ce vă pot... incidența e mai mare în rândul unei categorii sau alteia? Da, haideți să vă spun pe ce am reușit noi să cumva să facem niște analize. Deci mare parte dintre aceștia, respectiv 62 dintre ei, sunt referiți de către EDICOT, conform articolului 19 indice 1, din care legea 143 de combatere a traficului și consumului ilicit de droguri, respectiv persoanele care sunt depistate cu una, două substanțe asupra lor și sunt încadrate în articolul 4 de deținere de substanțe, sunt referiți de către procurorii de cot către rezolvarea acestei dependențe de droguri. Bineînțeles, cu acordul lor. A, nu sunt obligați să vină. Nu sunt obligați. Dar majoritatea doresc să intre în aceste programe de rezolvare a adicției. Procesul merge înainte, la final judecătorul poate să ia o măsură. Am înțeles, cea mai mare parte de aici. Cea mai mare parte de aici vine. La fel, cel mai mare consum ca și substanță reprezintă consumul de marihuana, urmat pe locul 2 de consumul de substanțe noi cu proprietăți psihoactive, renumitele etnobotanice. Cu toate că acestea dau o problematică medicală și psihologică foarte, foarte complexă. Înțeleg că e foarte complexă. O să vă rog așa să luăm 30 de secunde de pauză și să discutăm puțin despre complexitatea aceasta despre care vorbiți. Și 14 minori. 11 femei, spuneți, din cei 98, cei 98, da? Deci apărăm numai băieții, adolescenții consumă. Da, iar din numărul total de 98, 14 sunt persoane minore. Minori? Din ce vârste? 17 sau chiar mai mici? Sub 18 ani, de la 16 de la 18 ani, da? Iar 11 persoane le avem în stare privativă de libertate la penitenciarul Poarta Albă, unde le acordăm asistență. Mergeți acolo? Da? Se merge acolo, da. Bun, a spus așa, marihuana și etnobotanice, locul 3, la foarte mare distanță, foarte mare deci distanță, nu mai ne concentrăm pe marihuana cocaină, și... cocaină, fetamin, da. Ne concentrăm pe marihuana și etnobotanice. Spuneați că acestea din urmă deci problematica au un este... caracter complex. La ce vă referiți? Da, pentru că dau probleme severe de atât din punct de vedere al stării de sănătate, sănătate fizică, și aici mă refer la complicații respiratorii, complicații cardiace, dar și pe parte psihiatrică, la fel, complicații foarte grave psihiatrice. Deci mare parte din persoanele care ajung pe secția de urgență, deci indicatorul acesta, să spunem, peste 90% sunt consumatori de aceste substanțe noi, proprietății psihoactive. Înțeleg că din punct de vedere medical e complicat, pentru că doctorii nu știu exact cu ce au de-a face. Așa e. Pot tocmai fi combinații și de substanțe. Spune substanțe noi cu proprietății psihoactive. Da, și tratamentul e mai greu. Așa, dependența? După cum știți că chiar ieri a fost destructurat în zona Ardealului, mai precis la Brașov, o rețea care comercializa aceste endobotanice și unde, în urma analizei de laborator, s-a depistat niște cannabinoizi sintetici. CH, Minaca se numesc. Așa, foarte, foarte agresiv și foarte, foarte periculoși. Deci în Europa au fost mai multe decese pe acest consum. Cum se vând? Magazinele acelea de vise, așa cum le numea presa, nu mai există. Nu mai există. Comerțul s-a mutat în mediul virtual, mediul online. Sunt acele rețele ascunse, darkness-uri, unde inclusiv plata se face prin acele icon sau... Deci nu se face cu bani. Îți ia practic din abonament sau să nu fie depistate. Mi se pare destul de complicat de depistat. Etnobotanicele produc un grad mai mare de dependență decât, nu știu, marihuana sau... Nu neapărat complicațiile care... Aici e problema. Aici este problema. Pentru că nu știm componența acestor și efectul. Nu se știe efectul pentru că substanțele se tot schimbă. Tocmai pentru a nu fi
depistate și a nu se încadra în acele tabele din legea 147. Tabelele acelea, exact, da, care de substanțe spune interzise. Exact care sunt substanțele interzise și care nu. Așa este. Mai luăm o pauză de publicitate, vă rog, și revenim. Ne-am întors, discutăm despre substanțe interzise, despre consumul lor în Constanța. Bun, am înțeles marihuana și etnobotanice, am discutat despre efectele lor, despre cum putem să ne dăm seama dacă cei pe care îi avem aproape în consumă sau nu, dar ce faceți dumneavoastră, instituția pe care o conduceți, pentru a preveni consumul? Da, deci obiectivele principale care au fost stabilite au plecat de la programul de guvernare 2013-2016, de la planul strategic instituțional al Ministerului Afacerilor Interne 2014-2016, de la strategia națională antidrog și în special de la strategia locală antidrog 2014-2020. Deci cineva de la București spune, domnule, așa trebuie să facem, așa facem, să implementăm, da, toată numai, țara, da? Numai că, vedeți, strategia locală antidrog, în urma diagnozei locale, a fost elaborat planul de acțiune pentru implementarea acestei strategii locale. Asta mi-a spus vorba din gură. Mi se pare că județul Constanța e puțin diferit este față de, deci, restul țării. Tocmai de plecând de la această diagnoză, noi am stabilit niște direcții de acțiune. Și aici aș vrea să mă refer în special pe reducerea celei de droguri, unde s-a acționat pe parte de prevenire a consumului de droguri, în special în școală, dar și în familie și comunitate, pentru că știți, noi vara avem sezon estival și desfășurăm destul de multe campanii și proiecte. S-a acționat pe parte de asistență integrată acordată consumatorilor de droguri, de asemenea pe formare, informare și documentare a anumitor categorii profesionale și, în ultimul rând, o atenție deosebită am acordat-o activității de voluntariat. Stăți, ce categorii profesionale? Aveți în vedere anumite, nu știu, profesii, meserii? Da, în special pe partea școlară, aici plecăm de la cadrele școlare și psihologii școlari, care au fost formați pe această problematică. Care sunt în, da, 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 care în contact, sunt în contact, ele, exact, dar și pe parte, am avut la fel două formări, la polițiștilor, ofițerilor și agenților de poliție operativ din cadrul structurii de poliție transporturi Constanța. Mi-a atras atenția ceva, trebuie să vă spun și asta din bilanțul dumneavoastră. Activitatea de prevenire desfășurată de centru în 2015 a avut un număr de, și mi se pare mult, 32.985 de beneficiari direcți cu vârste începând de la, țineți-vă bine, 4 ani. Așa este, pentru că avem proiecte pe tot palierul educațional, de la preșcolari, practic de la grădiniță, până în mediul universitar. Am înțeles, la grădiniță totuși nu putem vorbi despre consum. Așa este, proiectul se numește Cutiuța cu emoții și este un proiect de dezvoltare de abilități de viață sănătoasă. De asemenea, mare parte din proiectele noastre se derulează în parteneriat cu instituții importante din județul Constanța. Aveți o grămadă trecută aici, ISG, CJR, AE, CCD, DJTS, DSP, DGSFT. Exact, exact. O parte sunt pentru pe latură de informare, educare și conștientizare a riscurilor consumului de droguri, dar ele merg în paralel cu activități de, și aici mă refer, prevenirea delicvenței juvenile, prevenirea victimizării și a disparițiilor, cele în parteneriat cu Inspectoratul Județean de Poliție Constanța, cu Inspectoratul Județean de Jandarmi și cu Brigada Mobilă, de prevenirea consumului de alcool și droguri la volan cu Serviciul Poliției Rutiere, dar și de prevenire a traficului de persoane cu ANITP, Biroul Regional Constanța. De asemenea, derulăm activități de dezvoltare de abilități de viață sănătoasă și aici avem un proiect frumos în cadrul Universității Ovidius, Facultatea de Sport, student antidrog 100%, sport 0% drog, da, cu un număr foarte mare de
studenți care participă la activități sportive. Deci încercăm să-i atragem pe tineri către activități sportive, să practice cât mai mult sport în timpul liber. Domnule comisar, vreau să fiu cricotaș astăzi și vă spun așa, că mi se pare că le faceți numai ca să dea bine pe hârtie și la televizor. Acum, dar devin serios și spun așa, care este feedback-ul lor? Da. Feedback-ul este foarte bun. Deci, pentru că orice proiect se termină cu o fișe de practic de evaluare, de evaluare a ceea ce ați făcut. Exact. Și puteți spune așa cu mâna pe inimă că prin aceste proiecte ați îndepărtat 1, 2, 10, 100 de copii din calea drogurilor sau i-ați pus așa pe o cale mai bună, deci sport și așa mai departe. Noi am îndepărtat, practic, pe partea de i-am informat cu privire la riscurile consumului de substanțe și, practic, îi atragem către activități sănătoase. Acum, decizia o ia fiecare în funcție de informația care o are. Dar un om informat, știți și dumneavoastră, că poate să ia o decizie mult mai chipsuită. E clar că trebuie să aibă în această balanță atunci când îi se pune în față, că probabil se pune în față la un moment dat această opțiune de a consuma, trebuie să știe despre ce este vorba. Așa și să spună nu consumului. Da. Există situații în care, nu știu, copiii privesc nu cu dezinteres, cu neîncredere astfel de acțiuni, cu neîncredere. Asta e cel mai bun cuvânt. Vă rog să-mi spuneți în 30 de secunde, da? Mai luăm o scurtă pauză și revenim pentru ultima parte a emisiunii. Repet întrebarea, există neîncredere în rândul elevilor, tinerilor, atunci când le spuneți, domn, e grav, nu e bine să consumați? Bineînțeles, tocmai de aceea încercăm să-i atragem către aceste activități de voluntariat. Practic, implicându-i în aceste activități de voluntariat, ei văd despre ce este vorba și capătă acea încredere cu privire la efectele negative ale consumului de droguri. Am văzut câțiva beneficiari acum câțiva ani, beneficiari programelor dumneavoastră și a fost realmente impresionant. Există acești copii care se droghează sau care s-au drogat, le vorbesc colegilor lor, adolescenți, există această posibilitate de a vedea pe deci, viu ce se întâmplă? Avem în derulare un proiect în parteneriat cu o instituție neguvernamentală din Constanța, unde participă atât voluntari din unitățile de învățământ, cât și consumatori, sau foști consumatori. Foști consumatori. Da, asta este interesant, sunt sigur că asta îi va sensibiliza. Bun, nu v-am întrebat o dată de mult, dar nu v-am întrebat în această emisiune. Cum se apelează și cât costă serviciile? De serviciile noastre, după cum știți, sunt gratuite, confidențiale și nici măcar nu trebuie să ai asigurare. Bun. Și ne găsește pe Alea Mimozilor numărul 4 din Constanța. Confidențial și gratuit, adresa ați spus-o. Bun. Ultima parte, ultimele 2 minute maxim din emisiune, ce veți face în acest an de zile? Deci, care sunt obiectivele? Vrem să venim în sprijinul consumatorilor printr-un proiect de oferire a serviciilor de asistență în mediul online. Deci aceste consilieri să le facem via internet, tocmai pentru a evita stigmatizarea lor și a veni în ajutorul lor. Aveți cont pe rețele de socializare? O să fie niște programe, sunt securizate, vă dați seama că nu gen conferință, tocmai pentru a asigura confidențialitatea serviciilor. Am înțeles. Acesta e un proiect, un alt proiect derulat în parteneriat cu un alt centru de rezolvare a adicțiilor, data asta privat din Constanța, de realizarea unei aplicații pentru smartphone, atât pentru sisteme Android cât și pentru sisteme iOS, yes, destinată și consumatorilor de droguri, dar și persoanelor care doresc să fie informate, gen părinți sau alte. Interesant, să ne anunțați când e gata. Persoane. Ultima întrebare din emisiune. La vară mergeți pe litoral să supravegheați, să informați, să preveniți? Da, deci la vară vom derula proiectele noastre deja tradiționale și aici mă refer la Litoral fără droguri, adresate tinerilor care vin pe litoral, dar și proiecte pe zona de tabere, proiecte pe zona de centre de deplasament și, bineînțeles, în zona de
cluburi, safe party, deci la toate evenimentele de muzică house și rock vom fi prezenți tocmai pentru a preveni acest consum de substanțe psihoactive. Am înțeles, ne mai auzim până la vară. Sigur, mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru datele oferite, domnule comisar. Mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat. Rămâneți în continuare cu România TV.